Bine v-am regăsit, copii! Haideți să mai citim o poveste care se numește Necaz, scrisă tot de Călin Gruia, tot în cartea Drumul spune povești. Ca să ajungă acasă, Grigorașu apucă totdeauna pe o uliță strâmtă, sau, cum îi mai spun sătenii, ulița de om pe jos. De acolo urcă spre dealul Murii, azi acoperit în întregime cu viță de vie, mândria colectiviștilor, și unde, înainte, erau doar un loc pustiu și o moară de vânt. Casa lor e drept la poalele dealului și pare o pată de zăpadă pe costișa înverzită. A trecut un an de când au ridicat-o, dar, cu toate astea, lui Grigoraș îi mai place câteodată să se uite la ea de departe, cu mâna streașină la frunte și să spună: frumoasă, măi, a cui o fi? Râde apoi și aleargă spre ea cu ghiozdanul într-o mână și căciula în alta. Ieri însă, când a ieșit de la școală, Grigoraș și-a căutat alt drum. A pornit-o de-a dreptul prin mijlocul satului pe șosea. A rămas mai la urmă, făcându-se că a uitat ceva în bancă. Și-a desfăcut și și-a strâns de câteva ori și returile de la pantofi, s-a privit în oglinda unei jumătăți de geam rezemată de un perete și apoi a ieșit pe poartă. Părea necăjit și își repeta în minte: să nu fi băgat de seamă băieții, nici fetele. Se mai uită odată la pantofi, apoi bătu cu ei pământul ca la defilare, și începu să numere antenele de radio de pe acoperișurile de țiglă, până se pomeni în ușa atelierului de fierărie al gospodăriei. Bună ziua, Moș Toadere! N-ai nevoie de un ajutor la foale? Moș Toader, meșterul fierar, lasă pila din mână, se uită la Grigoraș și red și îl întreabă: ai încercat cumva bicicleta lui taică-tu? Nu. Atunci cum de te-a apucat hărnicia? Ai isprăvit cu școala? Nu mai ai nimic de învățat? Îmi place când se înroșește fierul. De, îmi pare rău, dar azi lucrez fără foc. Vezi și tu. Știi? Mă gândeam să-mi faci și mie niște blacheuri galbene. Altădată, acum am treabă. Grigoraș s-a mai învârtit ce s-a mai învârtit pe pragul atelierului și a pornit mai departe. În fața căminului cultural, directorul vorbea cu președintele sfatului popular despre un televizor pe care trebuiau să-l instaleze în sala cea mică a căminului. Așa că nu se opri. La stația de radioficare se transmiteau cântece pentru brigăzile de câmp fruntașe. Recitase și el odată o poezie la microfon și l-a auzit tot satul. Trecând prin fața bibliotecii, bibliotecara îi făcu semn cu mâna: ești grăbit, Grigoraș? Nu. Adică, dar de ce mă întrebați? Mi-au sosit câteva pachete cu cărți și te-aș ruga să mă ajut să le desfac. Cărți noi? Întrebă băiatul. Se înțelege. Grozav! Îmi plac lucrurile noi, tovarășă bibliotecară. Și Grigoraș se aplecă să-și înnoade șiretul de la pantof, deși nu era nevoie. Cui nu-i plac? Spuse bibliotecara uitându-se sus pe raft. Când Grigoraș își luă ghiozdanul să plece, bibliotecara-i mulțumit și-i spuse: să vin mâine să-ți dau o carte. Până în seară era destulă vreme și băiatul și-a aminti că nu o văzuse de câteva zile pe mătușa Irina. Grozavă femeie, povestește atâtea întâmplări de ți-e mai mare dragul. Și are niște ochi, nimic nu-i scapă, până și un nasture care se ține numai într-o ață, ea-l vede. Știe chiar și când te doare capul. O găsi printre cele câteva mii de pui de găină, mici ca niște ghemotoace,
de puf auriu. Nu-l lăsa să intre în odăile mari și încălzite ale crescătoriei. Tușa Irina purta halat alb și bonetă la fel de parcă era doctoriță. Stai că vin eu! Vrei să-mi spui ceva? Da! Că s-a scris în gazetă despre tata. Știu asta, altceva? Altceva nimic. Dacă e nimic, bună ziua, băiete, am de lucru, altă dată... Copiii ăștia abia veniți pe lume cer mâncare, nu-i auzi? Dă-mi și mie un pui să-l țin puțin în palmă, tușă Irina. Altă dată, trebuie să te speli pe mâini și acum n-am vreme, dar tu n-ai lecții, mă rog? Nu te supăra, tușă Irina. Câțiva colegi întâlnindu-l se mirară că nu și-a lepădat încă ghiozdanul. Acasă maică s-a-l aștepta îngrijorat. De 3 ore am încălzit mâncarea, băiete, unde ai fost? Prin sat, mamă. Ai avut treabă? Cum să zic, așa, nu mai m-am plimbat. Parnecăjii, ce s-a întâmplat? Nimic. Ieri îmi lăudai pantofii pe care mi-ai cumpărat. Spuneai că-s grozav, mai frumos și mai bun decât cei din anul trecut. Atât ai lăudai? Îi laud și azi. Da. Dar n-a spus nimeni nimic, mamă, nici la școală, nici pe drum, nimeni n-a băgat de seamă că am pantofi noi. Să fi zis măcar unul, ce frumoși sunt, să-i port sănătos, să-i rup repede. Te-am spus eu, mamă, că era mai bine să mi fi cumpărat pe cei cu catarame galbene. Noapte bună, copii! Sper că voi aveți pantofiori noi cu catarame galbene. Să ne revedem, să ne reauzim cu bine și la alte filmări.